Îmi place să umblu de colo-colo și nu stau mult pe gânduri când găsesc un loc care mă cheamă să-l văd. De data asta am tras tâh de la Turcia și fără resentimente față de otomani invadatori, am plecat să dau o tură prin Imperiu. Și cât ai zice kebab cu musaka și chefir, am ajuns în Angora, așa cum s-a numit timp de secole Ankara. Ne oprim în prima parcare și pentru că nu am ce face cu mâinile, încep să vorbesc cu un paznic. Omul este curios și binevoitor, așa că timpul trece repede. Pornim pe jos și ne pierdem repede în nebunia orașului. Oamenii ne zâmbesc și sunt dornici să ne îndrume prin străzile întortocheate ale centrului. Avantajul clar la o astfel de clădire este că nu trebuie să te duci până la cutiile poștale să vezi cine locuiește. E foarte simplu. Izmet e la etajul 3, Anadolu la etajul 2 și Macro e sus de tot la ultimul etaj. Și iată, printr-un proces istoric, iataganele de la Călugăren se transformă în cuțitele de șaormă de la Dristor. Yeah. Ajungem și în cartierele mai sărace ale capitalei și, ca în multe alte metropole ale lumii în care m-am aventurat în locuri nu tocmai sterile, găsesc oameni veseli și uneori chiar măguliți de lipsa de prejudecăți cu care îi privim și interacționăm cu ei. O lume mică! Astăzi de dimineață ne-am văzut la magazin și ne întâlnim într-un oraș de 3 milioane de locuitori. Ne întâlnim cu același om 2 ore mai târziu. Yeah. Uite, le povesteam despre niște tutun. Am avut surpriza senzațională să găsim niște tutun care este exact cum era Carpațiul de Sfântul Gheorghe acum 25 de ani, probabil. Foarte multe limbi străine n-are rost. Trei cuvinte în fiecare limbă. Extra, Romania. O lira. Asta, o Turkish lira. Tüm mafiş 10. Onda söylüyor, olmaz oldu. Olur mu reis? Și pentru că am plecat la acest drum și cu corturi, iar vremea e numai bună de așa ceva, o luăm din loc și ne grăbim să găsim un loc unde să noptăm. Bâșbâim în beznă câteva ore și ne imaginăm prin întuneric întinderile vaste ale Anatoliei. În cele din urmă, luminile palide ale unui sat ne ademenesc și, puțin sfioși, ne instalăm chiar în mijlocul așezării. Bărbații din ceainăria de alături vin să vadă OZN-ul și în câteva minute primim ceai cald și curent electric. Răsuflu ușurat pentru că, sigur, vom avea o seară liniștită, mai ales că în mașină cei dependenți de calculator dădeau deja semne de nervozitate. Așa că i-am cuplat și ne-am văzut de ale noastre. Ne împrietenim repede cu gazdele noastre și singurul gest pe care Vlad găsește de cuvință să-l facă este să-i scoale pe vecini din somn. Ne strângem în jurul cântecului și una din cele 1001 de nopți începe fără ca nimeni să-și dea seama de asta. Dimineața ne scoate din corturi și după ce împachetăm repede, începem concursul de orientare turistică. De intrat pe întuneric în sat, am intrat, dar de ieșit în direcția bună pe lumină, pare să fie o provocare. Abia după ce facem turul satului de câteva ori, găsim și ulița care să ne scoată la șosea. Asta nu înainte de a primi și de-a legurii de la o femeie impresionată de perseverența noastră. Sau poate pur și simplu i s-a făcut milă când ne-a văzut fețele.
Alex, plimbându-se pur și simplu prin sat, fără să știe mai mult de două cuvinte în turcă, care sunt un salut și la revedere, așa, din vorbă în vorbă, el în română, ea în turcă, a primit și niște roșii, a primit și un pepene. Am întrebat-o ce are în curte, mi-a zis că are tomate foarte bune, organice, un pepene verde, galben, nici nu știu cum e, porumbare și ne-a dat câteva să mâncăm, să facem o salată. Cu busola la mână plecăm spre est, cu toată viteza legală înainte. Vrem să ajungem cât mai departe în inima Turciei și, cu toată imaginația de care dispunem, tot nu găsim ceva serios care să ne oprească.